Bună ziua, sunt Mirela Pascal și l-am astăzi alături de mine pe domnul Adrian Teodor Picoiu, prefectul județului Constanța, noul prefect al județului Constanța. Bună ziua, bine ați, bine ați venit, pentru că e pentru prima oară când sunteți la noi în studio și cred că într-un interviu, nu? Pentru prima oară. A doua oară, dar pe altă funcție. Prima oară cu acest statut. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație felicitări. Și dumneavoastră și telespectatorul dumneavoastră. Mulțumesc pentru felicitări. Aștept tirul de întrebări. Da. Domn prefect, știe toată lumea acum cine sunteți, dar nu ar fi rău să reluăm. De unde veniți? Ce CV aveți în spate? Suntem siguri că aveți un CV stufos din moment ce colegii dumneavoastră de la PNL au luat decizia să vă propună prefect. Mulțumesc. Provin din orașul Techirghiol, născut în Constanța, locuitor al orașului Techirghiol, de la naștere și până în prezent. Am urmat liceul teoretic Techirghiol, secția matematică-fizică, profil real, după aceea facultatea de matematică și informatică a Universității cu Ovidius. Am predat, după facultate, am făcut armata, că nu mulți mai făceau în perioada respectivă, 6 luni la marină, pe dragoare maritime. Că am avut și cazul cu dragoarea maritim 29, știți după mine, care a explodat. Ulterior am intrat în învățământ, pe o perioadă de 4 ani de zile, am predat la Școala Generală Scărișoreanu, Comuna Amzacea, unde, spre mândria mea, am avut și rezultate, au fost primii absolvenți care au luat rezultatele de capacitate atunci cu brio. Și avem și primari care drept dovadă, vreau să mă mândresc, noul primar al Comunei Amzacea, mi-este fost elev din generația lui. Avem și preot, avem și șef de post în Comuna Chinogeni, avem și lucrători la SPP, deci a fost o generație deci foarte bună. Treabă bună. Sper că am avut și eu un mic merit, mai ales că predam matematică fizică calificată acolo. După ce am plecat din învățământ, am plecat la primăria Techirghiol, unde am preluat administrarea domeniului public și privat, unde am acționat prima oară de activitatea de salubrizare. Activitatea de salubrizare este o activitate foarte stufoasă, include 34 de activități edilitari gospodărești. Nu există facultate pentru așa ceva, dar fiind, se învață lucrurile din mers. Fiind tehnician și pe matematică, am priceput și a început să-mi placă. În anul 2008, după 4 ani, am intrat în firma Polaris M Holding, unde pe parcurs am ocupat diverse funcții. În 2009 am fost director punct de lucru la Arad. 4 ani de zile am stat în județul Arad, unde am gestionat 300 de angajați, unde aveam toate activitățile de la colectare, măturat, dezăpezire, spații verzi. Bun, ce v-a determinat să intrați în politică? Știu că la un moment dat ați fost și în PSD. Politică nu ascund, am intrat în anul 2003 în PSD, am fost consilier local. Din 2006 am intrat ca supleant al unui consilier care a decedat în mandatul respectiv. Iar după aceea, până în 2015, am fost consilier PSD încă 2 mandate. Din 2015 activez în Partidul Național Liberal, la solicitarea și cu sprijinul domnului primar de la Techirghiol, cu care am copilărit împreună, și colaborez foarte bine cu dumnealui, avem o înțelegere, pot să zic, extraordinară. Din 2016 sunt consilier local PNL, inclusiv acum am obținut funcția de consilier local, dar mandatul de demnitar în funcția de prefect da, a trebuit să renunț la mandat, ceea ce am și făcut, a urcat următorul suplent, pe care îl felicit pe această cale. Cum ați primit propunerea să preluați atribuțiile domnului Silviu Coșa, despre care știm că ocupă poziția 1 pe lista de candidați PNL pentru Senat? Am primit-o cu o deosebită mândrie personală. M-a onorat nominalizarea conducerii organizației județene a Partidului Național Liberal cu promisiunea că domnul Silviu Coșa mă va sprijini pentru mandatul respectiv. V-am zis, experiența în administrația publică locală o am, pricep repede și având în vedere atribuțiile funcției de prefect conform codului administrativ, este șeful de concentratul, reprezentantul guvernului în teritoriu. Avem pe perioada scurtă, imediată, constituirea Consiliului Locale, unde cum se validează consilierii
la judecătorie, asta e procedura. Acum avem termen de emitere a ordinului prefectului 5 zile. După o să vorbim și despre acest subiect, okay, pentru că am văzut că sunt destui în instanțe care nu au fost validat, ba chiar au fost excluși din partide și bănuiesc că au ajuns deja la prefectură, nu? Încă de la nu, partide nu avem una singură pe mandatul vechi, de la primăria municipiului Constanța, pe mandatul actual, care a venit, nu despre mai rețin muntele, un consilier local USR municipal. A, da, domnul Ochiuleț. Nu știu dacă domnul Ochiuleț, nu i-am reținut numele, dar știu că o singură cerere. În perioada asta se validează pentru nou legislativ local, la toate consiliile locale. Încă au început să iasă validările, sunt și invalidări, încă nu au ajuns la noi. Noi dar avem... de ce ar putea să fie aceste invalidări? Pentru că oamenii aceia clar au fost aleși pe 9 iunie. Probabil n-au depus documentația completă la instanță sau care ar fi motivele? Posibil și asta, posibil să-și fie partidul să le retragă sprijinul să politic. Să le retragă. Știm exact că la Eforie este o situație, de fapt sunt mai multe. Nu o cunosc, dar e posibil. Și la Mangalia sunt niște situații din auzite, dar momentan nu am la cunoștință exact pronunțarea instanței. Dar am zis, partidul, dacă nu susține candidatul, când a ieșit, el a ieșit pe o listă. Chiar dacă lista a fost, n-a fost unii nominală cum erau la parlamentare înainte. Este o listă. Lista e a partidului. Că e primul loc, că e al doilea loc, al treilea, îți asumi. Dacă partidul nu te mai susține. Ei au dreptul să conteste asta în instanță, vreau să zic, dacă urmează instanță. Procedura legală, instanța constată dacă mai este membru de partid sau nu. Dacă își pierde calitatea de membru de partid, atunci își pierde și calitatea dobândită până alegeri. Practic, la sfârșitul lunii, nu? Pe 28-29, când urmează să se spreia mandatele? Undeva consiliile locale au fost constituite din data de 27 octombrie, vorbesc de acum 4 ani, până undeva în 5-6 octombrie. Și s-a stabilit la Constanța când va fi... Au depus jurământul? Nu. După ce ies hotărârile de instanță, pregătim calendarul pe care vi-l pun în dispoziție. Undeva din 27 noiembrie o să înceapă să depună jurământele. Noiembrie? Octombrie, nu ce scuze, octombrie. În 27 octombrie până în 4-5 noiembrie să constituim toate consiliile locale, inclusiv cele din județ. Bun, spuneți-mi ce ați găsit în primărie, dacă ați întâmpinat ceva probleme sau care este situația? În prefectura județului. În prefectură sunt diverse spețe, mai vechi, nu sunt probleme deosebite. Am stat de discuție cu colegii. Eu zic că fiecare își face treaba și a făcut-o și până acum. Percepția mea din exterior până acum pentru prefectură era un instituție care merge. Domnul Coșa și-a făcut treaba extraordinar de bine, zic eu. Dar o percepție din exterior. Intrând și în interior, constat că treaba chiar funcționează. Fiecare funcționa știe ce are de făcut. Aveți pentru viitorul apropiat controle tematice, nu știu, pe un anumit domeniu? Sau? Nu, sunt colegiile prefecturale care se vor ține, anumiți colegi sunt cele 12 de concentrate care le am în subordine, pe care și cunosc prin prisma funcției deținute anterior. Am avut și cu Agenția de Mediu și cu Garda de Mediu și cu Inspectoratul Școlar legături strânse. Deci nu văd să fie probleme. Ce pot să apară? Situațiile de urgență care, mai zis, nu depind de noi, depinde și de cel de sus. Să sperăm că o să avem un an liniștit. Ați văzut ploile, la noi a fost suportabil, în alte județe noi am trimis deja echipaj de la USU să ne ajute și cetățenii din Galați. Am văzut că deja au venit sprijin de la guvern pentru locuitorii din două comune, Comana 23 august. Comana și 23 august. Sunt cele mai afectate localități pentru că au fost inundați în cele mai multe zone. Au fost și în Amzacea și da, acolo s-a constat și au solicitat primărie de acolo ajutor. Ceea ce le s-a acordat a venit de la rezerva de stat, s-au pus în posesie, s-au predat către primări care... Și ce înseamnă că ați transmis un comunicat, 60 de persoane din localitățile respective primesc 200 și ceva de mii de lei sau în total nu, e suma nu, aceasta? Nu, nu. Cum suma a fost investită și s-au luat containere, butelii, produse. A, deci produse, nu bani. Exclus sume financiare să intre postea lor. Doar produse pentru ajutor. Ce s-a constatat în urma analizei comisiei, s-a făcut un proces verbal, s-au constat lipsa și necesitatea acestora, ce s-a pus la dispoziție ieri de la rezerva de stat. Aveți informări legate de vreme în viitorul apropiat? Săptămâna ca să asta o să fie frumos. Avem legătură și cu agenția Meteo din județ,
Este domnul Marius Coțofan, care știu, v-am zis, ne ocupam de dezăpezire înainte, avem linie directă, orice problemă se comunică, codurile se dau de ei, știm din timp, ei văd evoluția pe radar a vremii, să nu ne surprindă, cu toate că vremea mereu te surprinde. E expresia aia, iar ne-a surprins. Iar ne-a luat prin surprindere. Nu este adevărată, dar cetățenul le place să o folosească. Eu sufeream înainte, drumarii nu-și fac treaba. Județul Constanța este un județ unde viscolul e la putere. Păi da, să știți dacă, că nu prea. Bine, în anumite zone. În alte țări europene, că ne dorim o țară ca afară, se oprește circulația. La noi nu. La noi se buncește, se face risipă de utilaje, de forță umană. Și când se termină și ar trebui să intervină masiv, sunt obosiți. Se închid școlile. Se închid școlile, este obligatoriu și în afară se închid școlile. Păi domn prefect, când eram mică mergeam pe nămeți până la genunchi la școală, da, nu se mai închideau școlile. Așa am zis și băiatul meu, că așa îi povesteam și eu și zice, ești învechit. Eu așa mi-aduc aminte. Ești învechit. Păi de ce la prima nisoare mai puternic, așa un primul viscol, gata, închidem școlile. Nu știu dacă s-au închis la primul viscol. Au fost nisoare. Ultima nisoare care a fost serioasă a fost 2017-2018. A fost un fenomen atipic. La minus 17 grade ningea și îngheța instant. Am participat activ atunci și a fost o problemă mare atunci. Și atunci a fost prima oară când s-au închis anumite drumuri naționale direct. Și a fost decizia cea mai bună. Ce priorități aveți la prefectură? Prioritățile mele pe termen scurt sunt constituirea Consiliului Local și organizarea alegerilor. Extra, v-am zis, situațiile de urgență astea nu putem să le ignorăm. Sper să ne ajute Bunul Dumnezeu să nu avem. În ce stadiu sunteți cu pregătirile pentru alegeri? Avem două rând, cred că trei, dacă sunt bine tehnic, avem două tururi la prezidențiale și parlamentarele. Trei plus este și un referendum pentru Republica Moldova, pe care trebuie și la el să participăm să-l ajutăm. Suntem conform graficului, s-au stabilit sediile, utilitățile pentru ei, calculatoare, tot. Urmează buletinele de vot, dar mai durează. Știți că la alegerile trecute au fost probleme, au stat cu buletinele de vot în fața prefecturii. Este o problemă veche, o să încerc, asta la școlile, să îi programăm pe ore diferite. Totuși, alegerile astea au un singur buletin de vot. S-ar putea să nu mai fie așa de ranj. Secțiile de votare să termine. Gândiți-vă că în vară au avut 5 buletine de vot. Că au fost locale, județene și europarlamentare. Și a fost mult mai mult, până la ieșit cheia la procesele verbale, a fost de durată. Acum, fiind un singur buletin de vot, eu zic că undeva până în 12 noapte ar fi gata toți cu ele. Și atunci s-ar mișca, fiind programați, că programele se fac pe ore, când să vină, să nu mai fie, să stea la coadă. Au fost instruiți, bănuiesc, președinții, nu? De... 100% da. Mai continuăm, eu le-am zis să găsim o soluție, exact ce a zis și asta, v-am zis, e problemă veche constatată și de la televizor și nu numai în județul Constanța, unde stau la cozi membrii secțiilor de votare, e inuman chiar. O să vedem cu ce putem veni în sprijinul lor pentru a nu mai s-ar suporta mai repede, că oricum or să fie câteva ore de stat, aia clar, pe care și ei și le au un calcul, bănuiesc, care participă de câțiva ani buni. Și eu zic că unii înțeleg, unii nu. Vom avea același număr de secții de vot ca și în, la alegerile locale? Da, 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 același număr. Am înțeles. Spuneți-mi, știți că, clar, au fost discuții și sunt convinsă că aveți cunoștință de ele în legătură cu construcțiile din Mamaia, din Năvodari, sunt acțiuni în instanță, ați apucat să vă puneți nu la... Nu am apucat, curent? Știu despre ele, ISC-ul comunică prefecturii, prefectura acționează în instanță. În ultima perioadă au mai venit la prefectură ultima perioadă nu știu, dar știu că au fost peste 100, cred că, din ce-a povestea domnul prefect Coșa. Nu avem, nu sunt eu în măsură și nici prefectul a trecut să constat ce ISC-ul. ISC-ul sunt specialiști în domeniu, dacă se constată, prefectura își face treaba. Deci, clar. În primul, legalitatea, la fel și pentru hotărâre de Consiliu Local, unde e lege în octomeală. Am avut... Prioritatea mea este respectarea legii, în primul rând, pentru toți. Și acum, eu sunt membru PNL, nu-i de ascuns, funcția de prefect este politică. Pentru toți o să am aceeași măsură.
Mai ales că pe majoritatea primarului cunosc, din prima v-am zis, salubrizării unde am avut relații cu majoritatea din ei. Luați în calcul să vă întâlniți cu primarii după ce își vor prelua mandatele, nu știu, să-i vă cunoașteți, să-i cunoașteți? Păi cunosc, v-am zis, pe 90% din ei foarte bine. Mai sunt 10% pe care îți cunosc personal. Da, înseamnă că va fi o colaborare bună, pentru că au fost unele... Eu așa sper, așa îmi doresc. Nu, v-am zis. Păi cunoști pe cei de la PSD, cunoști pe cei de la PNL, nu am nicio problemă în comunicare cu ei. Nu văd de ce am avea conflicte. Acum și ei trebuie să înțeleagă că trebuie să respecte legea și eu cred că o respectă toți. Că ori mai fi 2-3 hotărâri de Consiliul Local cu probleme, îi notificăm, poate să ia mături de revocare, poate să meargă în instanță. Noi atacăm în concesiuni dacă constatăm cu aparatul nostru propriu că hotărârea are lacune legislative. Dumneavoastră veniți din poziția de director la Adi Dobrogea, nu? Vreau să vorbim și despre acest subiect concret. Această asociație, care este scopul ei? Scopul ei este delegarea serviciilor și are două servicii. Activitatea de colectare, transport, transfer al deșeurilor pe trei zone. Zona de sud, care s-a și atribuit de la Cumpăna până la Negru Vodă. Zona de Constanța, așa o denumim noi, care este zona de nord, începând de la Murfatlar până la Crucea. Și zona de vest a județului, care începe de la Hârșova până la Ostrov, unde s-au construit și două stații de transfer. Ei o să ducă la Tortomanu, unde e construit pe fonduri europene o instalație de tratare mecanobiologică a deșeurilor, o stație de sortare, o stație de compost și un depozit ecologic. Astea trei zone. Zona 2 s-a finalizat, este închisă, s-a început perioada de mobilizare, se împar pubele, se conștientizează populația pentru aruncat, fiindcă ridicarea deșeurilor se va face pe 5 fracții. Rezidual, biodeșeu, hârtie, carton, plastic, metal și sticlă. O să intre în poziția containerului, graficelor, acum în fiecare zi, programate localitățile, vanți de la Cumpăna până la Negru Vodă, pe zile, se duc împreună cu operatorul reprezentanța din Dobrogea, cu reprezentanții primărilor și discută cu cetățenii și le se oferă europubelele acestea, pe care vanți foarte important să arunce corespunzător gunoi. Doar așa o să putem să reducem cantitatea și ei să plătească mai puțin. Că toată lumea își dorește să plătească mai puțin, clar, dar nimeni știți, să nu facă un efort. Clar, fost discuția acum cu taxa la desalubrizare, știu, că s-a mărit... Știu, acum nu sunt avocatul domnului Chițac, domnului primar Chițac, dar taxa anul trecut la Constanța a fost de 17 lei. Asta a fost fundamentată. Consiliul Local are puterea și a decis să fie 8 lei, dar diferența de 9 lei a fost subvenționată. Asta nu știe nimeni. S-a mărit de la 17 lei la 20 de lei, practic doar cu inflație. Nu de la 8 la 20. Toată lumea a înțeles, s-a mărit de la 8 la 20. Exclus. De la 17 la 20 de lei de persoană pe lună. Bine, domnul primar a explicat că, cât a fost înainte și că de fapt a subvenționat primăria. Da, primăria a subvenționat clar și mereu a subvenționat primăria Constanța. Este o primărie mare care își permite, dar gândiți-vă că sunt primării mici care nu își permit. Discutam cu domnul primar de la Eforie, cu domnul primar de la Tuzla, unde taxa ar trebui să crească, după părerea domnilor. Da, aici taxa este făcută conform legii, scade. Pe zona 2, vă dau un exemplu, este undeva la 13 lei de persoană. Zona 2 ce înseamnă? Zona 2 va în Constanța, Cumpăna până la Negru Vodă, în mediul rural 13 lei, în mediul urban 16 lei. Este făcută conform legii. Nu mai. Și tocmai de aia s-a gândit proiectul, sistem de management integrat al deșeului, să fie unitate pentru toți. Nu să ne auzim, în Constanța se plătește atât, la Cumpăna atât, la Eforie atât, erau discuții între primari, dar acolo care avea putere să subvenționeze mai mult. Dar real, toți plăteau la fel. Dar diferențele erau făcute de subvenționări. Spuneați la un moment dat că există riscul să pierdem niște bani din fonduri europene. Da, avem adresă de la Ministerul Fondurilor. Să finalizăm procedurile licitației până la 31-12. Licitație pentru? Licitație pentru ceva, exact, de colectare, transport și activitățile de tratare, depozitare, eliminare finală al deșeurilor. Așa. Astea trebuie finalizate până la 31-12. Unele le-am finalizat, de exemplu, stația de la Ovidiu, stația de tratare mecanobiologică, sortare, compost, este atribuită, la fel și cea de la Tortomanu. Mai sunt probleme, a fost licitație pentru activitate de colectare, transport, pentru zonele 1 și 3, care s-au anulat pentru oferte neconforme. A trecut și de CNS și de Curtea de Apel, a dat dreptate asociației,
am fi dorit să avem ofertele conforme, să nu fim în situația asta. Și aveți trebuie să reluăm procedura. Mă rog, da, cu permisiunea Ministerului Fondurilor ne dă voi facem o negociere directă, unde invităm pe toți, nu, să nu că negociere directă să nu înțeleagă greșit chemionul. Nu, îi chemăm pe toți și am avea timp să facem. Și o facem pe 3 ani de zile. Ne-a dat voi să facem procedura, ta era studiul de oportunitate făcut. Dar termenul ăsta, în cazul în care nu se reușește, nu poate fi cumva prelungit? Se poate, cu ajutorul Ministerului, care au venit în sprijinul nostru mereu, de câte am avut solicitări pertinente și s-au intervenit foarte multe modificări legislative de la momentul lansării proiectului, care a fost în 2008, până efectiv la finalizare. În 2008, în 2013, când s-au apucat de scriere și ele, obligativitatea tratării integrale deșeurilor nu era în lege. Ea a venit de bea în 2022 și a trebuit să venim și modificăm documentația. Pe cine ați lăsat în locul dumneavoastră la Adi Dobrogea? Am lăsat șeful tehnicului monitorizare, domnul Dragoș Georgescu, care este un tehnician exact ca mine, cu care m-am înțeles foarte bine și îl sprijin în continuare. Orice întrebare am zis poate să mă adresez, chiar dacă sunt prefect. Eu m-am suspendat din funcție conform legii, pe tot mandatul de prefect. Deci, practic, jobul meu o să fie tot acolo, prefecții sunt și nu da, bine, așa cum pe dumneavoastră vă ajută domnul Cocea și mi se pare normal. Mi se pare normal și așa e omenește și mai ales că a fost înțeles. Am fost echipă frumoasă și suntem în continuare echipă frumoasă. Inclusiv domnul Cocea la prefectură a avut... Eu am păstrat tot membrii cabinetului Cocea, fiindcă niște oameni foarte ok. Apropo de cabinet, și domnul Cocea se plângea de personal, că nu este suficient personal, că nu vin oamenii la... concurs, că sunt salariile mici. Sunt și probleme, da. Deci, prefectul are cea mai mare responsabilitate în județ. Banii sunt la Consiliul Județean. La președinte. Da, pardon. Toată lumea acuză prefectul. Când e o inundație, o catastrofă, prefectul e vinovat. Asta este. Dar, într-adevăr, bugetul prefecturii este foarte mic. Chiar am fost mirat și eu. Și nu se poate face ceva în sensul acesta, mai ales că nu vin oamenii să lucreze pe bani puțini. Pardon, poziția guvernului este să reducă salariile. Se descurce fiecare cum poate. Sau cum? Fiecare cum poate. Bani de protocol, off the record, da, se poate spune, 1000 de lei pe an. Ce înseamnă bani de protocol? Bani de protocol, coroane de flori. Nu vă gândiți, da. O coroană de flori, știți bine, e peste 500 de lei una mai. Deci e greu, dar ne descurcăm. Legat de deconcentrat, ați primit sesizări din vreo direcție că lucrurile n-ar funcționa în parametrii normali? Nu, momentan nu. Nu ce, pot să beau. Sigur. Nu, toată lumea va să-și face treaba. Am vorbit cu domnul inspector școlar, pe care îl susțin mai ales că sunt coleg, hai să zicem, de română, de matematică, la Agenția de Mediu. Știu situația. La Agenția de Mediu a venit un director care, la Garda de Mediu, pardon, a mai fost în trecut. Știu că acolo erau probleme pentru că oamenii nu prea erau mulțumiți. La domnul Reșnoveanu mă refer. Da, da, a fost în trecut scandal, tocmai de aceea a și părăsit acea poziție, da, și acum a revenit. Domnul Reșnoveanu a câștigat în instanță, deciziile instanței sunt suverane. Nu le clar, comentăm. Nu putem să da, domnul, le comentăm. Eu am avut o colaborare foarte bună și cu domnul Reșnoveanu și cu doamna Steluța acum. O felicit și pe domnul ei, îl felicit pe domnul Reșnoveanu. Acum, în interior, că mai sunt probleme, bănuiesc că și dumneavoastră aici aveți probleme, nu vă înțelegeți. Chiar așa, perfect. Peste tot sunt probleme. Mă întorc puțin la învățământ, având în vedere că vine sezonul rece. Care e situația în școli, în comune? Mă refer la încălzire mai mult. Ca să nu mai zic că sunt încă școli unde au toaletele în curtea școlii. Deci suntem pregătiți de iarnă. Și o să fie o iarnă bună. Și o să sperăm. Am pregătit comandamentul de iarnă, avem situația, carburanți, material derapant, suntem pregătiți. Acum v-am zis, percepția o să fie că iarna a luat până pregătită, dar suntem pregătiți. O să demonstrați că nu ne-a luat pe O să vă demonstrăm, dar v-am zis. Bine, și lumea trebuie să înțeleagă, nu știu că ți-au asistat.
Pot să-ți dau o poveste de la Arad. În 2011-2012 am avut 60 de centimetri de zăpadă în 24 de ore. Și acolo în Viscolea. Și era înainte de alegeri, domnul Falcă era primar atunci, s-a suit pe mașina de zăpezit. După 12 ore s-a dat jos din mașină, a venit la mine și a zis, faceți ce puteți, că eu nu mai pot. Deci el a înțeles, văzând că nimeni nu stă. Da. Gândiți-vă, nu știu dacă a stat vreodată să filmați în spatele mașinii de zăpezire, când este viscol. Dacă a trecut, în 2 minute e la fel. Nici nu-i nevoie să stăm în spate, vedem dacă suntem în trafic. Adică sunt oameni care înțeleg, oameni care nu înțeleg. Important și acolo sunt priorități zero pentru spitale, pentru intervenția ambulanțelor. Da, trimis mașină, disloci, ca să ajungă ambulanța, salveze un cetățean sau alte probleme, incendii, Doamne ferește. Dar să ne plimbăm cu mașina, exclus. Bun, domn prefect, vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi. O să vă mai invităm. Vă mulțumesc. Și înainte de alegeri și după alegeri. Sper să fie în regulă, pentru că, repet, au fost discuții după alegerile din 9 iunie. Au fost, sper să fie mai puține, chiar deloc. Și m-am zis, cele din iunie au avut totuși 5 buletine și atunci și cei din secție au... Munca era mai mare, clar. De 5 ori mai mare. Da. Bun, mulțumesc încă o dată că ați fost alături de noi. Mulțumesc și dumneavoastră. La revedere!